Vai, Diana, ce bine miroși, cu ce te dai? Cu nimic, cu absolut nimic. Nu mai folosesc parfum de cel puțin 5, 6, 7 ani. Mi-am dat seama cât de rău îmi făcea, deși îmi place enorm cum miroase. În primul rând, aplicarea parfumului în zona glandei tiroide, adică pe gât, substanțele chimice toxice și nocive din compoziția parfumului se apropie periculos de glanda tiroidă, la care oricum majoritatea femeilor avem dereglări măricele. Dacă vorbim de o piele sensibile cum este a mea, pielea mea se irită de la parfum de fiecare dată îngrozitor, mai ales în zona gâtului unde este foarte, foarte sensibilă. Foarte multă lume alergică la parfumuri și nici măcar nu știe. Glanda tiroidă este foarte importantă nu doar pentru femei, pentru că ea este responsabilă pentru producerea hormonilor. Ea controlează metabolismul și funcționarea generală a organismului. Crede-mă că nu vrei să te dereglezi cu bună știință. Așa că această zonă fiind subțire și permeabilă, toate substanțele nocive ajung direct pe tiroida noastră, mai ales în cazul femeilor, nu știu dacă ați observat, dar cel mai des se întâlnește tiroida Hashimoto și nimeni nu știe de unde. Asta este o cauză, de exemplu.